Stai, că te prind eu! Nu mă prind, nu mă prind, nu mă prind! Te prind eu! A, nu mă prind! Te prind! Adi, te prind! Nu, nu, nu! Te-am prins, Adi! Ce se aude? Adi, ți-am spus să nu mai comanzi pizza pentru că te vei face cât un camion în curând! Dar nu am comandat nimic! Atunci ce a fost asta? Hai să vedem! Deschide ușa! Ce naiba e asta, Eugen? O scrisoare? Luați copilul ăsta enervant, ne-a făcut zile fripte? Cui a făcut zile fripte și cine l-a lăsat aici? Valeriu, întrebarea e de ce Eugen acum e un copil? Valeriu, cel mai probabil el s-a lovit la cap făcând un challenge sau ceva și acum crede că e copil. Trebuie să-i aduce memoria înapoi pentru că el deja mă înspăimânt. Trebuie să facem ceva cu asta. Nu, Eugen, dă rău, Eugen rău, nu, nu-și faci. Eugen, spune, unde ai fost tu? E încă prea mic pentru a vorbi. Câți anișori ai tu? Unu? Ai un anișor? Băi, ăsta e un prank stupid! Ce faci? Ce-a fost asta, Adi? Nu, eu cred că ăsta e prank stupid. Stai, acum își calmează tot. Rezolvi o situație. Calmează-te! Eugen, fii atent ce am aici, canalul Orange Blue. Îți place? Da, știu că îți place, dar fii atent ce am aici, butonul de ștergere. Vezi ce e mare? Vrei să-l apese, vrei să-l apeși, serios? The f***? Ce drăguț ai făcut la ăștia asta? Nu știu cum de-a funcționat asta. Adi, Adi! Adi, de unde ai știut ce trebuie să faci ca să-l oprim? Fii atent, am avut un frate mai mic, acum e mai mare. În fine, pe internet este așa un site numit parenting.com. Para ce? Parenting. Este acel site care te învață cum să fii un părinte exemplar, cum să-ți crești copilul și cum să-l educi. Fii atent. Ok, și ce zice că trebuie să facem cu el la vârsta de un an? Stai că caut. Hai, mai repede, Adi! Mă dor mâinile. Da, să te ajut eu. Așa, paragraful 1. Copiii de un an sunt foarte, foarte activi și iubesc să exploreze tot. Deci, nu îi lăsați nesupravegheați. La ce se referă? Nu știu, dar... Oh, nu! E blocată! Eugen, deschide! Na-a! Ce ne facem acum? Stai să citesc mai departe. Așa, pentru a face copilul să asculte, trebuie să-i faceți pe plac și să-i oferiți în schimb ceva ce el iubește. Ce iubesc copiii de un an? Nu știu! Gata, știu! Vin imediat, prieten! Eugen! Uite ce am eu aici, o ciocolată foarte mare și foarte gustoasă! Na-a! Asta nu e un copil oarecare, e Eugen, trebuie să... Fii mai tine! Trebuie să-i oferim ceva ce Eugen iubește, dar ce iubește... Asta știu! Unde ții? Și unde-ai scos banii ăștia, Adi? Fii atent! Eugen! Ia uite ce am eu aici! Mai dă, mai dă! Eugen! Eugen, deschide ușa! După ușa sunt mai mulți! Deschide ușa! Dacă deschizi ușa, îți mai dau! Să-l deschizi! Un adevărat businessman de mic! Da! Ce se întâmplă? Aaa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 a
întâmplat, Adi? Îi plac banii. A zis mama. Ok, până la tata mai are un pic. Cine e mama? Cine e mama? Adi? Cred că tu ești mama. Nu, eu nu sunt mama. Cine e mama? Oh, no! Eu cred că ne batem de la tine. Da, da, da. Trebuie să rezolvăm situația asta, Adi. Eugen, câți ani ușor ai tu? 3 ani ușor. Băleu, cred că știu. Eugen crește pe măsură ce noi îndeplinim fiecare instrucțiune de pe acest site. Deci trebuie să le îndeplinim pe toate ca Eugen să crească până la vârsta lui. Băleu, îți mai aduce aminte câți ani avea el? Avea vreo 50 de ani ușor. Ba nu, asta e o glumă proastă spusă de un nechiom. Câți ani avea el? În fine, o să ne dăm noi seama când o să-și revie la normal. Așa, ce scrie mai departe? Anul 3. La această vârstă copiii sunt mai aventuroși ca niciodată. Însă acest lucru este foarte periculos, din motiv că nu știu să vadă pericol. Hai să fim serioși. Eugen este mereu precaut. Nu cred că va face vreo prostioară. Mama! Eugen! Ce vrei să faci? Nu, 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 jos, jos cu el, jos! Stai aici! Tu ce ți-ai ieșit din minți? Stai un pic să caut. Așa, la copii mici nu trebuie de ridicat tonul vocii. Acest lucru poate crea traumă psihologică și poate afecta în creștere. Care traumă psihologică? Când eram mic, mama nu numai că striga la mine, dar îmi trăgea o palmă și curea că uitam cum mă cheamă. Uite la Orange Blue. Nu înțeleg că asta funcționează la orice vârstă? Mereu aparent funcționează. Valeriu, nu trebuie să strigăm la el, trebuie să fim chill. Să-i pușim să respectăm orice decizie pe care... Ce dracu ai făcut? O, nu! Cel mai prețios lucru din viața mea! Ceasul! Îl omor! Am dat 15 lei pe el! Îl omor! Îl omor! Stai, frate! Stai, frate! Tot tu spuneai că trebuie să fim... Tot spuneai că trebuie să fim calmi cu el, Adi! Mi-a scăpat ceasul din 15 lei! Adi, ascultă! Dacă nu respectăm tot ce era scris în acea instrucțiune, atunci Eugen niciodată nu va mai deveni matur! Uite la el! Dar uite! Ce e asta? Asta nu e normal! Trebuie să facem ceva! Ai dreptate! Așa... De unde ai încă un telefon? Am multe. Deci, dacă și-a făcut o năzbâtie, nu trebuie să strigați la el, ci să explicați calm și pe înțelesul lui. Astfel el va înțelege greșeala și nu o va mai repeta. Eugen, ascultă-mă atent. Aici sus nu se poate. Eugen, aici sus nu se poate. Este fu. Și dacă te vei urca, vei cădea și vei face BUM! Și vei face o bubiță. Ce e cu vocabularul ăsta? Așa vorbesc părinții cu copiii, Adi. Ok, Eugen, fii atent. Dacă mai pui mâna și strici ceva, Adi vine și face POC la funduleț. Wow, iar crește! A crescut cumva? Da, cred că... Câți ani ai, Eugen? Clinci? Măcar acum poate vorbi. Zi, tata! Tata! Ce mai scrie acolo? Stai scaun. Vreau pe picioare leagăn! Vreau leagăn! Ești greu, niciun leagăn! Fă cum îți zice. Ok. Oh, cât de greu este, nu-mi vine să cred! Am găsit. Copiii la 5 ani sunt foarte energici, dar energia lor se finisează repede și vor adormi foarte des. A dormit. Măcar acum tace și nu face nimic. Copiii la această vârstă au nevoie de susținerea parentală din partea ambilor părinți. Susținerea maternă cât și paternă este foarte importantă, de aia copilul trebuie să o definească foarte clar. Adi, tradu! Are nevoie de o mamă și un tată. Suntem în anul 2023, acum se întâmplă tot felul de ciudățenii. De ce nu ar putea avea doi tați? Da, ai dreptate, are nevoie de o mamă. Eu voi fi tatăl! Ba nu, eu voi fi tatăl! Nu, eu sunt tatăl, eu sunt mai puternic, am barbă! Uite la mine, Adi, vezi, am barbă! Lasă asta, mai bine să lăsăm pe el să aleagă cine e mama și cine e tatăl. Fii atent, de obicei copiii că sunt strigați, prima dată vin la mama. Deci, ce vom face noi? Îl vom striga, iar la cine va veni prima dată, ăla va fi mama. Ok, hai să încercăm. Deci, ești gata? Da! Eugen, pleacă la Valeriu! Pleacă la Adi! Adi, du-te la el! Eugen, du-te la el! Du-te la el! Nu la mine! Așa! Da, da, da! Asta nu e corect! Nu înțeleg de ce a venit la mine! Chiar nu am idee de ce. Nici eu! Nu pot să înțeleg! Asta nu este logic! Ceva nu ajunge! Parcă nu sunt suficient de impunător! Gata, știu! Oh! Așa! Mă simt mult mai matur acum! Of! Credite! Impozite! Nici să nu te aud că comentezi!
mama? Da, mama și tata. A crescut oare iarăși? Eugen, câți ani ai? 7. Asta e bine, facem progrese, da. Vreau jucării! Ce? Dar nu avem jucării acasă. Vreau jucării! Va trebui să plecăm să cumpărăm jucării. Corect, hai, repede! Stai un pic, de ce eu? Vrei să lași o domnișoară firavă ca mine să se ducă cu pungile grele de la magazin? Unul la mână, tu ești doamna, tu știi ce trebuie de cumpărat. Eu nu am idee, eu sunt bărbat în casă. În al doilea rând, tu nu mergi pe jos 200 de kilometri. Îți bagi fundul în mașină și mergi până la magazin. Așa că hai fugi, eu o să am grijă de pici. Așa mai mie. O să ne jucăm cu jucării, care noi avem. Doamne, ce-a mai crescut prețul la gaz. Tata, mă plictisesc. Ține telefonul și taci. Uite-te. Ia atunci și te joacă în cutia aia neagră, cum se numește? În dandy-ul ăla. Xbox, tati, nu dandy. Aparent degradez. În fine, fii atent, am o idee. Da, idee! Da, Eugen, vom merge și vom construi un cort. Iar când va veni mamei de la magazin, nu ne va găsi, pentru că noi vom fi ascunși în cort. Ce zici? Da, construim cort! Hai! Gata, Eugen, cortul nostru este gata. Este azi, da. E întuneric, mi-e frică. Hai că rezolv acum, fac cumva să fie lumină în interior. A few minutes later. Gata, Eugen, am rezolvat, poți intra acum. Wow, așa e că l-am construit frumos. Da, Eugen, dacă prin ai construit te referi că ai stat și te-ai uitat la desene cât eu am mutat mobila prin casă și mi-am rupt spatele ca să fac acest cort. Da, foarte frumos ai construit, Eugen. Ce, Eugen, ce s-a întâmplat? De ce ești trist? Ceva parcă nu ajunge. Mâncare. Ne. Atunci ce? Like-uri. Vrei like-uri? Da. Păi eu nu am like-uri. Doar cei care privesc acest episod dau like-uri. Serios? Da. Vreau! Cere! Prieteni, ajutați-ne, coborâți mai jos și apăsați pe butonul de like pentru că eu ce să revii la normal. Hai chiar acum, repede. Wow. Eugen, iarăși ai crescutoare. Câți anișoare? 9. Cred că din cauza că voi ați apăsat butonul de like, Eugen a crescut. Mama! Da, dar poți să zici tata. Tla, tla. Băgamiș. Hai! Ce, ai fost cu minte? Da! Am construit cort cu tla-tla! Încă nici până acum nu s-a învățat să spună cuvântul ăsta. Uite că eu am venit cu toate produsele! Îți iei Stefane? Da, da! Înainte de toate trebuie să gătim mâncarea! Da! Hai să o gătim! Mama, dar de ce cerul e albastru, dar nu verde? Uf, s-a început perioada de întrebări stupide. E urgent. Cerul este albastru ca să-ți amintească că butonul de like la fel trebuie să fie de culoare albastră. Dar de ce roșia e roșie? Păi de-aia se numește roșie pentru că este de culoarea roșie. Ce, prieteni, credeți că voi spune despre butonul roșu de subscribe că trebuie să fie gri? Nu, nu, nu. Dar de unde apar copiii? Oh, nu mă lua cu întrebări de astea. Du-te la tatăl tău cu așa vezi de întrebări. La dracu. La dracu. Nu, Eugen, nu e frumos să zici asta. Nu, fu. La dracu. Mă încerc că dacă ne aude mama mă omoară. Adi, ce se aude acolo? La dracu. Taci. Te rog doar taci, îți dau orice, jur, îți dau orice. La dracu. Zici ce vrei. Ce? Bani vrei? La naiba de mic businessman ce ești tu, ține doar închideți gura. Totul e bine la voi. La dracu. Ce? Cine te-a învățat așa cuvântul râd? Tata. Ce? Bine că acum știi să zici tata. Ai pățit-o, picioare! Stai! Acum închide fereastra. Păi închis. Nu, asta, fereastra asta, pe X. Păi pe ce apăs acum? Pe șoricel. Avem șoareci? Nu, pe șoricelul de la... Ăsta, ok, înțeles. Cine e fata asta îmbrăcată în Pikachu? E vecină, dar nu-i spun mama. Bine. Hei, nu mai sta cu fiul nostru în compuctator toată ziua, îi se vor strica ochii, mai bine joacă-te cu el. De ce ne putem juca noi? Am o idee, hai să jucăm peste tot este lavă. Peste tot este lavă? Da, o să punem foarte multe chestii pe jos și tu nu trebuie să te atingi de podea, pentru că podeaua e lavă. Ce zici? Da, hai să ne jucăm! Așa e, Eugen. Hai, traseul e gata. Hai, să te văd. Ce te poți? Deja este lavă, da? Da, pe jos e lavă, nu ai voie. Asta e lavă! Da, tot o sărit. Eu am cerat pe lavă. Da, așa. Atent, atent. Păi să ai echilibru. Așa, urte pe scaun. Bravo, Eugen, dă-i!
Așa, acum pe aici. Atent. Ca zi laură, te-am ajutat un pic, hai. Așa. Atent, aici e foarte periculos, trebuie. Acolo e finalul, Eugen. Încă un pic, încă un pic. Așa, Eugen, haide. Mă frânge chiar vine mama. Acum vine mama așa, mă bate. Îți dau bani. Hai, ce șur plânge. Vrei să puc stracă? Gata, liniștește. Mi-e somn. Păi parcă vrei să te joci. Mi-e somn. Ok, bine, hai la culcare, doar nu plânge. Hai. Așa, acum, doi. Îmi spui o poveste? Ce poveste? De adormit copii. Stai să mă gândesc. Gata, știu. A fost odată, ca niciodată, un copil care s-a aventurat într-o clădire abandonată. Clădirea aia se zicea că e bântuită, însă copilul ăsta nu credea. Așa că s-a dus într-o noapte cu lună plină, la ora 3, și s-a aventurat în acea clădire. Acolo se auzeau sunete de pași dintr-o cameră, dar el credea că-s doar picături. Așa că s-a dus tiptil în acea cameră. Însă când a intrat acolo, și-a dat seama că nu plouă afară și nu erau picături. Dar știi de la ce erau acele sunete? De la ce? Când s-a întors, el a văzut un copil care a făcut ba! Ce se întâmplă? Tata mi-a spus o poveste de groază. Adi, tu ce? Ești nebun? El mi-a spus că vrea poveste. Poveste de adormit copii, Adi, nu poveste de groază. Du-te și termină de făcut mâncarea. Mai repede pleacă. Lasă că mă lămuresc eu cu el. Așa, Eugen, vrei să-ți spun o povestioară, da? Da. Bine. Știu eu o poveste foarte bună. Ești gata? Da. Fii foarte atent. A fost odată ca niciodată, că de nu ar fi, nu s-ar povesti. A fost un prinț pe un cal alb care a intrat într-o pădure. Calul făcea tgdc, 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 tgdc. Nu vine să cred. Adorm, prieten, cu povestele astea. Tgdc, 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 tgdc. Să vedem ce mai scrie aici. Copiii la această vârstă trebuie să se exploreze pentru a-și descoperi pasiunile și talenturi. E bine ca aceștia să întreprindă cât mai multe activități diverse pentru a le dezvolta de când sunt mici. Deci Eugen trebuie să-și descopere și alte talente în afară de cel de a mă săcăi la cap. Trebuie să mă ocup neapărat de asta. Dar mai întâi, o cafea. Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Astăzi o să vă arăt 3 modalități cum să desenezi pe podea. Aveți nevoie de multe carioci. Pentru asta folosim toate culorile. O să vă învăț să desenați o casă, un soare și o familie fericită. Deci, o să începem cu un soare. Așa, o să o desenez pe mama și pe tata. Și să nu uităm și de o casă foarte mare și frumoasă. Folosiți astfel de carioce permanent. Dacă vreți să filmezi și partea a doua, puneți un like la acest video. O să vă arăt cum se desenează acel like. Fiți atenți. Uite așa, degetul mare, 4 degete și trebuie să dați click pe el. Sunt sigur că v-a plăcut acest tutorial. Nu uitați să dați like la acest video, să vă abonați și să dați share pe Facebook. Vă salut. Eugen! Nici nu pot dormi în casa asta, prieteni! Au pățit-o! Ce s-a întâmplat? Ai pățit-o! Stai! Și pe internet copiii trebuie motivați și dezvoltă talentele. Am să-i dezvolt talentul de a primi una la sun! Stai un pic! Poate el pe viitor va deveni un pictor celebru și lui place desenul. Trebuie să-l încurajăm, da? Ai dreptate! Ce-a desenat aici, Eugen? Ce-a desenat? Spune-ne! Ești foarte talentat! Mama și tata și eu și o căsuță și soarele și un buton de like. Dar de ce tata e așa mare? Și de ce mama e așa de urâtă? E frumos, Eugen, foarte frumos. Este foarte... Da. Tata este corect. Da, e foarte frumos și mama la fel. Eu și pe telefon am filmat tot, fiți atenți! Serios? Hai să ne uităm. De când știe să folosească telefon? Știi ce telefonul meu la el? Like acest video, să vă abonați și să dați share pe Facebook.
Bravo, Eugen, aparent talentul tău nu e doar în desen, ci mai mult în a fi vlogger. Da, vlogger? Da, e persoana aia care filmează și postează pe internet filmulețe. Vreau să fiu și eu vlogger. E pe drumul bun de a deveni Eugen cel nou. Am o idee, dacă acolo pe internet scria că trebuie să-l motivăm să-și descopere talentele, cum ar fi să filmăm mai multe vloguri? Ce zici? Vrei mai multe vloguri? Da! Wow, probabil iarăși crește! Eugen, câți ani jure? Da! 12! E pe drumul cel bun! Da. Înseamnă că acum hai să filmăm vloguri! Eu voi fi cameramanul, iar tu vei fi producător! Ok, hai! Un pic mai multă lumină, da, ok. Deci, Eugen, fii atent. Astăzi vom filma episod unboxing la cadouri. Unde sunt cadourile? Tata tot a rezolvat. Du-și adu cadouri. Eu îți setez telefonul, du-te și le adă tu. Eu sunt regizorul, eu nu trebuie să fac nimic, doar să o observ. Așa că fugi chiar acum și adu cadourile. Și dacă nu faci asta, te concediez și îl pun pe cameramanul ăsta să filmezi. Cameramanul ăsta? Da. Hai, bine, bine, mă duc după cadouri. Așa, Eugen, acum trebuie să găsim doar un nume bun de canal. Deci, hai să ne gândim așa. Ce-ți place ție să faci cel mai mult? Să mă joc. Nu, căutați trebuie un nume de canal? Da, dar trebuie ceva mai exact. Numele Orange Blue. Nu, e stupid asta. Trebuie altceva. Hai să vedem. Ce literă îți place ție? O! O, da, o, o, așa e bine. Ziceai că îți plac jocurile. Hai să punem rang. Rang, deoarece să arătăm celorlalte canale că noi suntem mai un rang mai sus decât ele. Da. Da. Acum trebuie ceva abstract, o combinație de, nu știu, 3 litere, de exemplu. Ebălă. Ebălă, ce înseamnă? Nu știu. Perfect, ebălă. Ce fel de logică e asta? Și acum, la final, am cea mai tare idee. De obicei, multe canale pun la final prescurtarea locurilor de unde sunt. De exemplu, MD pentru Moldova, RO pentru România. Noi, deoarece vrem să fim pe internațional, hai să punem UE pentru da, a fi Uniunea Europeană. Da. Foarte bună idee! Și acum să vedem ce a ieșit. Orange Blue. Orange Blue, perfect nume. Dar eu nu am spus asta deodată. Nu contează, treci la cameră, hai să filmăm. Orange Blue, da? Ok, hai. Așa, pune-te, camera rec, așa, tu. Fii energic și nu uita să ceri like, da? Ok, hai. Hei, cum voi este, Eugen? Stop! Nu e bun. Trebuie ceva mai lung. Ceva mai lung. Da, încearcă ceva mai lung. Hai, încă o dată. Ești gata, Eugen? Da. 1, 2, 3, începem! Salutare, dror, mă numesc Eugen, iar astăzi... Fie, da, așa, bravo, Eugen, bravo! Iar astăzi vom filma... Stop! Înainte de a începe, trebuie să prezinți cu cine ești tu, pentru că restul vor crede că ești doar un copil amărât fără echipă care filmează. Hai, prezintă-ne, ok? Hai, da. Deci, ești gata? Da. 3, 2, 1, rep! Salutare, dror, mă numesc Eugen, îi am lângă mine pe mama și pe tata, iar astăzi filmăm unboxing la cadourile mele. Stop! Trebuie să bagi la fiecare sfârșit de titlu cele. Unboxing la cadourile mele, cele. Dar e un unboxing, nu pot să fac la fiecare titlu challenge. Stai, ascultă-mă, eu sunt mai matur ca tine, tata știe mai bine, da? Fă așa cum zic eu. Iar astăzi filmăm unboxing la cadourile mele challenge. Iar acum, hai să vedem ce avem în prima cutie. Avem o mașină! Turcăleta! Urâtă! Tare urâtă! Ia stai așa! Zi că e frumoasă! Uite ce roți tare are! Zi că are jante de 17! După cum vezi, e de lux! Ei, Adi, el e vlogger, nu e autovlogger! Știi ce? Dorian Popa e și vlogger, autovlogger, beauty blogger, food blogger, ia tot vlogger! Și lui merge foarte bine! Așa o să-i meargă și lui! Jumate din cuvintele care le-a spus nu le-am înțeles, dar bine! Hai să filmăm, Eugen! Ești gata? Eu sunt producător! Hai, Eugen! Ești gata, Eugen? Da. 1, 2, 3! Rec! Hai să vedem ce avem în această cutie! Fiți atenți ce roți frumoase și ce culoare! La fel e frumoasă! Stop! Plictisitor! Treci la următoare! În capitală a avut loc un accident cu o ambulanță, uitați! Bă, treci, s-a filmat pe Eugen! Da! Eugen, ești gata? Ești gata, da, Eugen? Da! Bine, începem 3, 2, 1! Hai să vedem ce avem în a doua cutie, care, fiți atenți, e foarte mare! Nu se aude nimic în ea! Hai să o deschidem să... Adi, ce putem este un lucrător? Hai să filmăm, așa, da. Hai, Eugen! Hai să vedem ce avem în interior! Hei, e goală cutia! Stop! Cine s-a ocupat de recuzit? Eu? Păi și ce trebuia să fie acolo și de ce e bar? Acolo trebuiau să fie dulciuri! Și unde sunt dulciurile? Păi tu le-ai mâncat! Ah, da, corect. Următoarea! Wow! Ții! Următoarea cutie este mult mai mică. Hai să vedem ce avem în interior. O deschidem. Fiți atenți! Fiți atenți! Asta sunt eu cu arma mea! Stai un pic! Trebuie să te
uiți mai mult în cameră, să te joci cu camera, să le explici. Fii atent cum trebuie să faci, da? Hei, prieten, salut! Eu sunt tata și l-am alături de mine pe Eugen. Acum vom face unboxing la această super, super, super armă. Hai să facem unboxing. Așa, după cum vedeți, arma asta este foarte, foarte roșie. Gata, da, m-am săturat! Nu e interesant! Ce? Dar trebuie să filmăm! Nu, m-am săturat! Poate unboxerile nu sunt pentru el. Am o idee! Hai în bucătărie! În bucătărie, am spus! Da, hai în bucătărie! Piu-piu! Eugen, fii atent! Vom juca mușcă, linge sau miroase! Ia mâna de pe cameră! Ce? Netrebnicule! Pe noi filmează-ne! Așa, după cum spuneam! Stai un pic! Eu mă văd aici! Tot acest timp filmai cu camera frontală de-ncoace! Nu știu eu, înainte era la mine telefon de alea cu butoane! Ține! Filmează-ne! Deci, după cum spuneam, pe masă vor fi aduse... Da, acum. Ok, pe masă vor fi aduse diferite produse, iar noi în acest timp vom fi legați la ochi și vom alege de aici ce trebuie să facem cu acest produs. Ai înțeles, Eugen? Da, da, da. Super, hai să începem. Da, da. Hai să vedem primul produs. Închide ochii, Eugen. Gata? Da. Ok, deci alege o foaie. Nimic. Trebuie să umuși ce este acolo. Hai să vedem ce avem să... Oh, nu, ce-o l-a piruit tata! Trebuie să-i muști! Miroase și tu! Nu vreau, miroase. Miroase și tu! Nu! Așa, deci trebuie să-i muști, prieteni! Fu, gata, am mușcat acest urat! Hai, următorul produs! Așa, băiat, ține! Hai să vedem care este al doilea produs și ce trebuie să facem? Nimic, nimic! Trebuie să ling! Hai să vedem ce avem aici! Trebuie să ling acest... Trebuie să o deschizi! Da, ai dreptate! Vedeți ce fiu inteligent am! Nu-mi vine să cred! Dă-te mai în urmă, ești prea aproape! Așa! Vrei să ling și tu? Nu! Bă, se la tata! Deci acum trebuie să ling asta, da? Hai următorul produs! De acolo, că pute! Și ultimul produs! Hai, lege, Eugen! Mușcă! La mine e nimic! Uite, tată! Tată, singurul produs gustos! Eugen, ești foarte norocos! Și te vezi cât de bine arată! Vreau și eu! Ce? Nu e bine, Eugen! Nu e bine să mănânci dulce, prieteni! Da. Dulcele este gustos, dar nu este sănătos în cantități foarte mari. Uitați-vă la Eugen, vedeți? Tata Adi recomandă. Cum? Cum ai fost? Eugen și mama! Ne revedem! Da, dar eu! Și tata! Eu sunt tata! Ne revedem foarte curând! Și stop! Bravo! Am filmat două challenge-uri! E foarte bine! Eugen, ești pe drumul bun! Bravo, Eugen! Bravo! Iarăși! Nu-mi vine să cred, Adi! Se pare că iarăși crește! Câți ani ai, Eugen? Probabil deja a crescut! Câți ani ai? Nu știu, dar simt nevoia să vă cer un autograf! Cred că are 14. E pe drumul bun. Fii atent! Aici scrie că copiii la 14 ani încep să se depărteze de părinți. Este foarte important să creezi amintiri și să imortalizezi acestea prin diverse poze pentru își aduce aminte. Pentru a-și aduce aminte copilul de vremuri și momente din viață. Am o idee! Ce zici să facem o sesiune foto de familie? Fiecare familie face asta, mai ales că trecem printr-o perioadă complicată. Trebuie să imortalizăm acest moment. Nu. De ce niciodată nu ești de acord cu propunerele pe care le ofer eu? Vreau doar să avem o familie sănătoasă. Eu cred că prea mult ai tratat personajul. Ok, fie, face fotosesie. Uite, Eugen, acum vei avea fotografii pe care să le privești când vei fi mare. Dar unde e tata? Tata este în camera lui, probabil. Du-te și vezi ce mai face. Ce fotografii frumoase am făcut. Pentru a face copilul să se simtă bine, trebuie să vă comportați cu el ca și cum ar fi de vârsta voastră. Asta va oferi încredere și deschidere către dumneavoastră. Trebuie să-i oferiți numai decât încredere.
Tata, videoul s-a terminat. Ți-a plăcut? Da, da, am pus și like. Bravo, like pun la video toți copiii șmecheri și cool. Mă plictisesc, hai să ne jucăm. Nu, 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 tata e ocupat acum, trebuie să repare o priză. Da, dar vreau să te ajut. Nu se poate, copiii mici nu au voie să joace cu electricitate, e foarte, foarte periculos. Vreau să ajut. Să te comporți cu copilul ca și cum ar fi de vârstă ta. Gata, știu, știu cum mă poți ajuta. Vrei să pleci la magazin după cumpărături? Pot să merg singur la magazin? Da, desigur, ești suficient de mare și am încredere în tine. Deci, îți dau o listă de cumpărături și tu pleci și aduci cumpărăturile, da? Okay. Da. Hai, trebuie să fiu foarte atent. Adi, nu știu unde e Eugen! Nu l-am văzut deja de 5 minute! L-am trimis la magazin. La magazin? Cum s-a trimis la magazin? El încă este mic, dacă va păți ceva, are doar 14 ani! Calmează-te, are el 14 ani, dar seamănă cu unul de 27. Plus la asta, maxim ce poate păți e doar să-l bată cineva la cât de nașpa e îmbrăcat. Uite că și-a ajuns, hai să-l vedem. Uite-l pe băiatul. Hei băieți, fiți atenți ce-am cumpărat! Wow, ce... ce ai spus să cumpere? Ce este asta? Lasă asta! O bucată de aur? Eugen, ce-i cu tine? Ce-i cu mine? Pare mult mai matur. Băi, am dat de niște băieți pe stradă și mi-au explicat cum e să fii bărbat și cum merge viața, iar acum nu mai sunt un copil. Crezi că atât de repede? Plec în camera mea să mai plănuiesc niște videouri pentru Orange Blue. Când crezi că își va da seama că i-am șters canalul? Din clipă în clipă. Oh, dear!